Continuăm să privim în cartea Isaia, în ultimele capitole, care, așa cum am spus și în dățile trecute, sunt aflate într-o legătură strânsă cu subiectul acesta al trezirii. Am ajuns la capitolul 65, penultimul din cartea Isaia, aici unde Dumnezeu își avertizează la modul cel mai serios propriul popor în legătură cu judecata care se apropia și în același timp continuă să le arate starea lor rea. Dacă vă amintiți, încă din primul capitol, Domnul Dumnezeu începe cu acest lucru. Le arată evreilor starea lor rea, măcar că aveau ritualuri, măcar că mergeau la templu, practicau toată religia. Ai fi putut spune că sunt în totul după Scriptură, după Vechiul Testament pe care îl aveau până la vremea aceea. Cu toate acestea, Dumnezeu este mânios pe poporul său, este gata să intre la judecată cu propriul popor, dar îl cheamă înainte de această judecată la pocăință, îl cheamă la împăcarea cu sine. Dragii mei, cred că ne aflăm în aceeași situație. Suntem în fața judecății iminente care este gata să vină peste lumea aceasta și în același timp a judecății care va începe de la casa lui Dumnezeu. Cred că Dumnezeu va face întocmai ca și în Vechiul Testament, pentru că e vorba de tipare care se repetă. Bineînțeles, noi suntem în timpul noului legământ, dar vă reamintesc, în epistola lui Petru este vorba de judecata ce stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu din noul legământ, din vremea Noului Testament. De aceea, cuvintele acestea până la un anumit punct ni se aplică. Tot cuvântul lui Dumnezeu este viu, însă în mod special aici sunt cuvinte legate de situația noastră, de situația celor care alcătuiesc poporul lui Dumnezeu în vremea aceasta din urmă. Și vom citi mai întâi de la versetul 1 până la 5, un text în care este arătată ipocrizia din poporul lui Dumnezeu. Eram gata să răspund celor ce nu întrebau de mine. Eram gata să fiu găsit de cei ce nu mă căutau. Am zis, iată-mă, iată-mă, către un neam care nu chema numele meu. I-am întins mâinile toată ziua spre un popor răzvrătit care umblă pe o cale rea, în voia gândurilor lui, spre un popor care nu contenește să mă mânie în față, aducând jertfe în grădini și arzând tămâie pe cărămizile de pe acoperiș, care locuiește în morminte și petrece noaptea în peșteri, mâncând carne de porc și având în străchi în bucate necurate, și care totuși zice, dă-te înapoi, nu te apropia de mine, căci sunt sfânt. Asemenea lucruri sunt un fum în nările mele, un foc care arde necontenit. Și începe textul acesta cu o binecuvântare pe care Domnul a dat-o poporului său tot timpul. Spune că el își întindea mâinile către poporul său. Mi-am întins mâinile toată ziua spre acest popor, spune Domnul Dumnezeu. El i-a binecuvântat, mâinile sale erau întinse ca să le dea binecuvântări. În același timp însă poporul lui Dumnezeu, căci este vorba de Israel, de poporul lui Dumnezeu, ei primeau lucrurile acestea cu ușurătate, crezând că din moment ce sunt popor ales, din moment ce beneficiază de alegerea lui Dumnezeu, înseamnă că merită toate binecuvântările sale. De aceea au ajuns să neglijeze relația cu el și chiar să trăiască împotriva voii lui Dumnezeu. Dragii mei, cât de mult se aseamănă starea lui Israel de atunci cu starea poporului lui Dumnezeu din vremea noastră. Dumnezeu cu mâinile întinse, lăsând binecuvântări peste noi, peste toți cei care se numesc creștini. În același timp însă, poporul lui Dumnezeu, încrezându-se în faptul că, fiindcă sunt aleși, fiindcă au primit mântuirea, fiindcă sunt parte din acest popor sfânt, atunci pot să trăiască oricum ar fi. De aceea Domnul spune, mi-am întins mâinile toată ziua spre un popor răzvrătit, care umblă pe o cale rea. Ce cuvinte dure avem aici! Un popor care, cu toate că era binecuvântat de Dumnezeu, continua să trăiască în răzvrătire față de el, în neascultare. Umbla pe căile lui în voia gândurilor lui. Un popor care își alegea propriile căi, care credea că știe cum să trăiască, nu ținea cont de cuvântul Domnului, trăia după propriile gânduri, un popor care nu contenește, spune Domnul, să mă mânie în față. Și sunt date aici mai multe lucruri pe care le făceau evreii împotriva legii lui Dumnezeu. Nu am să insist asupra lor, spun doar cu privire la lucrul acesta
legat de carnea de porc era un lucru specific pentru Vechiul Testament. Evreii nu aveau voie să atingă animalele necurate și nici de cum să le mănânce. Nu se aplică în vremea Noului Testament, în vremea noastră, însă toate aceste lucruri ei le făceau. Dumnezeu le ia și le prezintă în fața lor, le pune în față starea așa cum îi vede El. Un popor care nu contenește, care nu încetează să mămânie în față. Și peste toate acestea, dragii mei, ceea ce provoacă mânia lui Dumnezeu, ceea ce Dumnezeu nu acceptă, este ipocrizia, fariseismul. Și observați în versetul 5, măcar că făceau toate aceste lucruri, totuși ei ziceau, dă-te înapoi, nu te apropia de mine, căci sunt sfânt. Ce tristă starea poporului Israel de atunci și ce tristă starea creștinătății de astăzi. Oameni care trăiesc aproape în toate felurile de păcate, un popor răzvrătit, asemănător cu lumea, amestecat cu lumea și cu păcatul și care totuși zice, dă-te înapoi, nu te apropia de mine, căci sunt sfânt. Noi suntem poporul sfânt, noi suntem biserica Domnului, noi vom pleca imediat la răpire împreună cu Domnul. Dragii mei, aceste lucruri, spune Domnul, asemenea lucruri sunt un fum în nările mele, un foc care arde necontenit. Aceste lucruri stârnesc mânia lui Dumnezeu, pentru că întotdeauna fariseismul a fost lucrul pe care, atât în Vechiul Testament, cât și în timpul vieții Domnului Iisus, El l-a condamnat pe față. Dumnezeu nu acceptă ipocrizia. El privește în adâncul inimilor noastre. Suntem autentici cu El, suntem un popor care umblă cu adevărat în sfințenie, care ne împlinim menirea pe acest pământ de a fi într-adevăr o biserică sfântă, un popor sfânt care să vestească puterea celui ce ne-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Suntem astfel de oameni cu adevărat trăind în ascultare sau, ni se potrivesc aceste cuvinte, oameni răzvrătiți care umblă pe o cale rea, care umblă în voia gândurilor lor și în același timp spun că sunt sfinți. Cât de clară este această caracterizare și cât de mult se potrivește, din păcate, cu starea creștinătății de astăzi. Oameni care trăiesc un fariseism teribil, o ipocrizie pe care, iată, o găsim încă din vremea lui Isaia, având o formă de evlavie, având o formă de religie, însă trăind în neascultare față de Dumnezeu. De aceea și mânia lui Dumnezeu este gata să se dezlănțuie, judecata lui este gata să se reverse asupra poporului său. Iar de la versetul 6 avem decizia sa. Iată ce am hotărât în mine, nici gând să tac, ci îi voi pedepsi. Da, îi voi pedepsi. Pentru nelegiurile voastre, zice Domnul, și pentru nelegiurile părinților voștri care au ars tămâie pe munți și m-au batjocorit pe înălțimi, de aceea le voi măsura plata pentru faptele lor din trecut. Așa vorbește Domnul. După cum când se găsește zeamă într-un strugure, se zice nu-l nimici, căci este o binecuvântare în el, tot așa și eu voi face la fel, din dragoste pentru robii mei, ca să nu nimicesc totul. Voi scoate o sămânță din Iacov și din Iuda un moștenitor al munților mei. Aleșii mei vor stăpâni țara și robii mei vor locui în ea. Saronul va sluji ca loc de pășune oilor și Valea Acor va sluji de culcuș boilor pentru poporul meu care mă va căuta. Și observați, începe Domnul cu gândul acesta, că nu va mai tăcea, nici gând să tac. Dragii mei, de multă vreme Dumnezeu tăcuse și omului se pare că dacă judecata nu se execută pe loc, dacă Dumnezeu tace, aceasta înseamnă că El cumva este de acord sau că acceptă realitatea aceasta a amestecului din mijlocul poporului său. Nici gând de așa ceva, spune Domnul, nici de cum n-am să tac, nici gând să tac, ci îi voi pedepsi. Da, îi voi pedepsi. Dacă Dumnezeu a tăcut, a făcut-o pentru a da timp de pocăință. Dumnezeu niciodată nu judecă înainte de a da timpul acesta de pocăință. Și gândiți-vă bine și în cazul nostru, cât timp am trăit în răzvrătire, cât timp am trăit în ipocrizia aceasta, spunând că suntem creștini și totuși realitatea vieții noastre foarte departe de cuvântul lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu și-ar fi exercitat judecata pe loc, într-adevăr, de mult am fi fost pedepsiți, însă Dumnezeu a lăsat timpul acesta al răbdării sale. Nu tace pentru că nu vede, ci tace pentru că așteaptă ca omul să ajungă la pocăință. Își oprește judecata și o ține în loc, dând în felul acesta timp
fiecărui om să se pocăiască și în cazul acesta întregului popor. Eu cred că judecata deja este foarte aproape, va începe de la casa lui Dumnezeu, timpul acesta al răbdării lui Dumnezeu este pe final și repet cuvintele din versetul 6. Iată ce am hotărât în mine, nici gând să tac, ci voi pedepsi. Și această judecată este anunțată, așa cum am citit în versetul 7, ea este atât pentru poporul Israel, cât și pentru casa lui Dumnezeu din vremurile din urmă. Pentru nelegiurile voastre, zice Domnul, și pentru nelegiurile părinților voștri care au ars tămâie pe munți și m-au batjocorit pe înălțim, de aceea le voi măsura plata pentru faptele lor din trecut. Și este foarte trist, n-am vrea să ajungem sub această judecată, n-am vrea să ajungem să vedem ce înseamnă dreptatea lui Dumnezeu. Însă, toți cei care au trăit în această ipocrizie, care persistă în ea, care refuză chemarea lui Dumnezeu la pocăință, la îndreptare, măcar că se consideră creștini, totuși vor avea de făcut față judecății lui Dumnezeu. Dumnezeu privește în inimă, nu la declarațiile noastre, nu la faptul că noi spunem dă-te la o parte, căci noi suntem poporul sfânt, ci dacă într-adevăr a fost ascultare de El, dacă viața noastră a fost aliniată cu cuvântul Său, dacă nu cumva am fost și noi un popor răzvrătit spre care El și-a întins mâinile necontenit, fără încetare, mâinile lui Dumnezeu au fost întinse peste noi ca să ne binecuvânteze și ca să ne cheme în același timp la pocăință. Partea cea mai frumoasă din textul acesta, dragii mei, ține de versetele 8 și 9 și anume de faptul că întotdeauna Dumnezeu și-a avut o rămășiță. Și în poporul acesta Israel, repet, tot poporul se credea poporul sfânt și în parte avea dreptate să se creadă poporul ales, însă Domnul arată și aici că este vorba doar de o rămășiță, doar de cei ce trăiesc într-adevăr în ascultare de cuvântul Său. Nu toți cei care se numesc Israel erau cu adevărat Israel, nu toți cei care se numeau popor ales erau cu adevărat în ascultare de Dumnezeu, ci doar o rămășiță, o minoritate. Și repet ce am citit în versetul 8, după cum când se găsește zeamă într-un strugure, se zice nu-l nimici că ce este o binecuvântare în el, tot așa și eu voi face la fel din dragoste pentru robii mei ca să nu nimicesc totul. De ce? Voi scoate o sămânță din Iacov, voi scoate o rămășiță de oameni credincioși. Observați, acești oameni sunt numiți robii mei, cei care ascultă de mine, cei care îmi slujesc mie. Iată rămășița aici. În scriptură, în cazul acesta al iminenței judecății lui Dumnezeu, iar în versetul 9 se spune aleșii mei vor stăpâni țara și robii mei vor locui în ea. Este o rămășiță pe care Domnul o are în mijlocul acestei apostazii aproape generalizate. Este o rămășiță de oameni sfinți în poporul lui Dumnezeu, de oameni care vor să se teamă de Dumnezeu, care vor să-și ducă viața în continuare în curăție înaintea lui Dumnezeu. Oamenii aceștia au o făgăduință specială din partea lui Dumnezeu. Ei vor stăpâni țara, ei vor locui în ea. Este vorba de țara aceasta despre care am tot vorbit, țara făgăduințelor lui Dumnezeu. Locul împlinirii promisiunilor sale se află în continuare înaintea noastră. Dacă noi vom fi rămășița aceasta credincioasă, iată, chiar și în mijlocul judecății, este un loc promis pentru noi. Este o țară a făgăduințelor, o țară a binecuvântării în care intrăm prin ascultare și continuăm să rămânem prin credința în îndurarea lui Dumnezeu. Noi putem să trăim prin încrederea aceasta în promisiunile sale, chiar dacă în jurul nostru ar fi o apostazie generalizată. Și, de fapt, cred că așa se va întâmpla, se întâmplă deja în vremea aceasta din urmă. Mulți se numesc popor al Domnului, însă doar o rămășiță va fi cea care va stăpâni țara și care va locui în ea. Oameni care vor trăi în ascultare de Dumnezeu, încrezându-se în făgăduințele Lui, în țara aceasta promisă unde cade ploaia din cer, unde pământul își dă rodul, în țara unde Domnul își revarsă Duhul Lui cel Sfânt. Chiar dacă toți ar cădea în jurul nostru, chiar dacă creștinătatea s-ar duce la vale, dragii mei, este un loc pentru o rămășiță sfântă în care El își va revărsa Duhul Sfânt. Și mă rog să fim și noi astfel de oameni, să fie cât mai mulți în această rămășiță. În contextul acesta pe care îl vedem în jurul nostru, al căderii fără precedent care există în creștinătatea zilelor noastre. Venirea zilei Domnului, venirea Domnului va face diferențierea. Noi mergem acum într-un fel
să spunem așa, amestecat. Nu se vede foarte clar delimitarea între rămășiță și restul poporului, care se numește popor al lui Dumnezeu. Însă, ziua Domnului va face ultima delimitare. Și de la versetul 11 avem aici o diferențiere netă, pentru că se începe pasajul cu cuvântul dar, care pune cele două grupuri în opoziție. Repet, toți cei din capitolul 65, toți cei prezentați în acest capitol sunt membrii ai poporului Domnului. Nu sunt cuvinte pentru moabiți, pentru amoniți, sunt pentru poporul Domnului. Însă, în cadrul poporului sunt două categorii, cei care continuă să-L mânie pe Dumnezeu în timp ce se numesc popor sfânt și cei care alcătuiesc rămășița credincioasă Lui. Iar pentru acești oameni ipocriți, pentru cei care au o credință doar fariseică, sunt aceste cuvinte începând cu versetul 11. Dar pe voi, care părăsiți pe Domnul, care uitați muntele meu cel sfânt, care puneți o masă norocului și umpleți un pahar în cinstea sorții, vă sortesc sabiei și toți veți pleca genunchiul ca să fiți înjunghiați, căci eu am chemat și n-ați răspuns, am vorbit și n-ați ascultat, ci ați făcut ce este rău înaintea mea și ați ales ce nu-mi place. De aceea așa vorbește Domnul Dumnezeu. Iată că robii mei vor mânca, iar voi veți fi flămânzi. Iată că robii mei vor bea, iar vouă vă va fi sete. Iată că robii mei se vor bucura și voi vă veți rușina. Iată că robii mei vor cânta de veselă ce le va fi inima, dar voi veți striga de durerea pe care o veți avea în suflet și vă veți boci de mâhnit ce vă va fi duhul. Veți lăsa numele vostru ca blestem aleșilor mei și anume Domnul Dumnezeu vă va omorâ și va da robilor săi un alt nume. Așa că cine se va binecuvânta în țară se va binecuvânta în Dumnezeul adevărului și cine va jura în țară va jura pe Dumnezeul adevărului, căci vechile suferințe vor fi uitate, vor fi ascunse de ochii mei. Și, repet, împlinirea literală a fost pentru poporul Israel, într-adevăr, judecata aceasta exercitată prin Imperiul Babilonian a împlinit aceste cuvinte la propriu. Oamenii au căzut uciși în piețele Ierusalimului și în toată țara Israel. A fost un măcel, a fost și o rămășiță sfântă care a trăit, care a supraviețuit prin credință. Dumnezeu a făcut diferențierea. Dacă mergem în cartea Ezechiel, în capitolul 9, se vede acolo că Dumnezeu a trimis un înger să-i pecetluiască pe cei care suspinau și gemeau din cauza nelegiuirilor care se făceau în cetate. Pe aceea i-a pus deoparte, i-a cruțat, în timp ce toți ceilalți au fost pedepsiți, așa cum am citit. Aceste cuvinte s-au împlinit ad literam la circa 100 de ani distanță de momentul în care au fost rostite. Dincolo de aceasta însă, repet, este și o aplicație spirituală, o parte spirituală pentru noi astăzi. Dragii mei, cele două grupuri continuă să fie în poporul lui Dumnezeu. Este o antiteză foarte clară între aceste două grupuri. De aceea, repet, pasajul începe cu acest cuvânt adversativ, dar. Și aș vrea să mă opresc puțin la versetul 12. Acolo unde Domnul spune, căci eu am chemat și n-ați răspuns. Am vorbit și n-ați ascultat. Ce ați făcut ce este rău înaintea mea și ați ales ce nu-mi place. Observați, Domnul Dumnezeu spunea mai devreme că a avut tot timpul mâinile întinse. Sunt mâinile Lui care să dea binecuvântare, dar în același timp și mâinile Lui care îi cheamă pe oameni la pocăință. Și ceea ce se întâmplă astăzi, dragii mei, ceea ce se întâmplă prin toate aceste mesaje, ce s-a făcut în ultimii ani, este împlinirea acestui cuvânt. Domnul Dumnezeu își cheamă poporul la pocăință. Din păcate, observați care a fost atitudinea lor și în mare parte este aceeași atitudine și astăzi. Domnul spune aceste cuvinte cu mare regret, cu mare tristețe. Eu am chemat și voi n-ați răspuns. Eu am vorbit și voi n-ați ascultat. Ce ați făcut ce este rău înaintea mea și ați ales ce nu-mi place. Fiecare și-a ales drumul lui în viață, sub cuvânt că așa are el încredințare, că așa înțelege el Scriptura. Oamenii și-au ales drumul lor în viață, în timp ce Dumnezeu chema poporul său la pocăință. Așa se întâmplă astăzi, așa se întâmplă în zilele noastre. De aceea sunt foarte puțini oameni care au dat curs chemării lui Dumnezeu, care s-au prins de mâinile lui întinse, care au profitat de această ocazie de a primi binecuvântarea ce vine în urma pocăinței. De aceea, în funcție de atitudinea pe care noi o avem atunci când Dumnezeu cheamă,
dacă noi răspundem, dacă noi ascultăm când El vorbește, dacă noi nu ne alegem propriile căi, ci alegem să ascultăm de cuvântul Său, să trăim în sfințenie așa cum arată Scriptura, atunci vom beneficia de binecuvântările sale, în același timp în care ceilalți vor continua în starea lor rea. Și revin la ceea ce este scris în versetele 13 și 14. Vreau să interpretăm lucrurile acestea din punct de vedere spiritual. Iată că robii mei, expresia aceasta se referă la rămășița sfântă, robii mei vor mânca, iar voi veți fi flămânzi. În mijlocul rămășiței sfinte va fi belșug de hrană, va fi cuvânt de la Dumnezeu, în timp ce ceilalți se vor hrăni în continuare cu pleavă. Iată că robii mei vor bea, și aceasta e o trimitere la Duhul Sfânt, cum a spus Domnul Iisus, dacă însetează cineva să vină la mine și să bea, în mijlocul rămășiței sfinte va fi din plin prezența și lucrarea Duhului Sfânt. Iată că robii mei vor bea, iar vouă, celor care nu ascultă, vă va fi sete. Iată că robii mei se vor bucura. Și cine poate să compare bucuria care vine în urma botezului cu Duhul Sfânt cu orice alt lucru din lumea aceasta? Iată că robii mei se vor bucura. Dragii mei, noi am trăit aceste cuvinte și vrem să le trăim până la capăt. Bucuria aceasta care vine de la Duhul Sfânt este rezervată rămășiței sfinte din vremea de pe urmă. În timp ce pentru ceilalți rămâne rușinea. Robii mei se vor bucura și voi vă veți rușina. Iată că robii mei vor cânta de veselă ce le va fi inima. Știm foarte bine ce înseamnă împlinirea acestor cuvinte. Nu cântări ritualice, nu cântări de dragul de a cânta, de a face și noi adunare, ci cântări izvorâte din inimă, din Duhul Sfânt, vărsându-ne inima în laudă înaintea lui Dumnezeu. Aceasta este binecuvântarea pentru rămășița ce ascultă de cuvântul lui Dumnezeu. Dar voi veți striga de durerea pe care o veți avea în suflet și vă veți boci de mâhnit ce vă va fi Duhul. Întristarea rămâne pentru cei care, măcar că se numesc creștini, trăiesc în amestecul acesta cu păcatul, spunând în același timp că sunt oameni sfinți și că vor moșteni slava veșnică. Dragii mei, în care din cele două categorii suntem noi astăzi? Suntem oameni care ascultăm de Dumnezeu, suntem oameni care dăm curs cuvântului Său, răspundem chemării sale? Așa cum El a spus aici, e foarte trist cuvântul acesta, căci eu am chemat și n-ați răspuns. Am vorbit și n-ați ascultat ce ați făcut ce este rău înaintea mea și ați ales ce nu-mi place. Iar în versetul 16 se vorbește despre o vreme a reașezării tuturor lucrurilor în țara promisă. În același timp este și o făgăduință a mângâierii pentru cei care suferă acum, pentru cei care plâng și gem din cauza stării căzute din poporul lui Dumnezeu. Așa că cine se va binecuvânta în țară, se va binecuvânta în Dumnezeul adevărului. Și cine va jura în țară, va jura pe Dumnezeul adevărului, căci vechile suferințe vor fi uitate, vor fi ascunse de ochii mei. Și din nou vreau să dau o interpretare spirituală pentru cei care locuiesc în ținutul acesta al țării promise, în ținutul spiritual al țării făgăduințelor lui Dumnezeu, va fi binecuvântare, va fi prezența lui Dumnezeu, lucrarea Duhului Sfânt, iar vechile suferințe cauzate de păcat, fiindcă păcatul tot timpul cauzează suferință, vechile suferințe vor fi uitate, vor fi ascunse de ochii mei. Și mă rog ca Domnul să facă așa cu noi, să se șteargă în felul acesta tot trecutul nostru păcătos, tot ce am greșit, chiar numindu-ne creștini, și vechile suferințe să fie uitate, în schimb să putem trăi în mijlocul țării făgăduințelor, cântând lui Dumnezeu de veselă ce le va fi inima, așa cum spune aici cuvântul. Iar în final avem și un pasaj escatologic, nu am să-l sar, nu are legătură neapărat cu o aplicație duhovnicească, însă e un pasaj pe care aș vrea doar să-l menționez, să vedem binecuvântările care vor fi în împărăția lui Dumnezeu, se aplică în cazul împărăției de 1000 de ani, în care Israel va fi în totalitate restaurat. Din păcate, iată și în vremea din urmă, în Israel va fi vorba tot de o rămășiță, tot Israelul va fi mântuit, dar aceasta se referă doar la o treime, la cei care vor asculta de Dumnezeu, se vor întoarce la Domnul în timpul necazului de 7 ani. Pentru aceștia sunt multe promisiuni, doar am să le enumăr pentru ei și pentru urmașilor. În primul rând e vorba de uitarea tuturor lucrurilor oribile
pe care le vor fi văzut în timpul necazului de 7 ani, la care au asistat și pe care le-au trăit în mod personal. În schimb, vor avea o bucurie a eliberării întregii creații de sub blestem. Așa cum citim, începând cu versetul 17, căci iată, eu fac ceruri noi și un pământ nou. Așa că nimeni nu-și va mai aduce aminte de lucrurile trecute și nimănui nu-i vor mai veni în minte, ci vă veți bucura și vă veți veseli pe vecie pentru cele ce voi face. Iar în versetul 25, în prima parte, se spune și de felul în care va fi ridicat blestemul de peste întreaga creație. Lupul și mielul vor paște împreună, leul va mânca paie ca boul și șarpele se va hrăni cu țărână. Aceste cuvinte se vor împlini ad literam, la propriu, nu va mai fi niciun rău, nicio nedreptate pe acest pământ în timpul domniei Domnului Iisus, timp de 1000 de ani. Iar în al doilea rând e vorba de restaurarea Ierusalimului, ca și capitală a Israelului, dar și a întregii lumi, căci voi preface Ierusalimul în veselie și pe poporul lui în bucurie. Eu însumi mă voi veseli asupra Ierusalimului și mă voi bucura de poporul meu. Nu se va mai auzi în el de acum nici glasul plânsetelor, nici glasul țipetelor. Este o vreme de bucurie pentru cei care au avut un plâns de pocăință. La fel va fi și în cazul Israelului. Ei vor fi avut un plâns de pocăință în timpul necazului, când îl vor recunoaște pe cel pe care l-au străpuns, dar după aceea, în locul plânsetelor, va fi vorba de o bucurie veșnică. De asemenea, tot dintre binecuvântările împărăției, este și creșterea semnificativă a duratei vieții pe acest pământ. Așa cum citim în versetul 20, nu vor mai fi în el nici copii cu zile puține, nici bătrâni care să nu-și împlinească zilele. Căci cine va muri la vârsta de 100 de ani va fi încă tânăr și cel ce va muri în vârstă de 100 de ani va fi blestemat ca păcătos. Iată, tinerețe la 100 de ani, ce va însemna bătrânețea, nu știu, probabil 700, 800, 900 de ani, ca în vremea lui Matusalem, ca în vremea dinaintea potopului. Și în final e vorba de pacea și înțelegerea în țară, în Israel și pe întregul pământ. Se va sfârși cu războiul, toate aceste războaie pe care le vedem în jurul nostru și care vor atinge un punct culminant în timpul necazului, aceste războaie care au marcat de fapt întreaga istorie a omenirii, vor înceta, nu se va mai face niciun fel de conflict militar pe pământ timp de 1000 de ani până la sfârșitul acestei perioade. Cum este scris începând cu versetul 21, vor zidi case și le vor locui, vor sădi vii și le vor mânca rodul. Nu vor zidi case ca altul să locuiască în ele. Nu vor sădi vii pentru ca altul să le mănânce rodul. Căci zilele poporului meu vor fi ca zilele copacilor și aleșii mei se vor bucura de lucrul mâinilor lor. Nu vor munci degeaba și nu vor avea copii ca să-i vadă pierind. Căci vor alcătui o sămânță binecuvântată de Domnul și copiii lor vor fi împreună cu ei. De altfel, așa cum se întâmplă acum în Israel, cum s-a întâmplat în istoria aceasta modernă, multe familii și-au pierdut copiii tinerii în războaiele pe care Israel le-a dus în trecut și de asemenea se va întâmpla la fel în războaiele viitorului, în care o mare parte a Israelului va suferi în urma acestor războaie. Dincolo de toate aceste lucruri care țin de împărăția de 1000 de ani, există în final și o făgăduință care se poate aplica pentru vremea noastră și pentru noi, poporul lui Dumnezeu, rămășița poporului sfânt al lui Dumnezeu în vremea din urmă. În versetul 24 spune Domnul, înainte ca să mă cheme, le voi răspunde. Înainte ca să-i sprăvească vorba, îi voi asculta. Acestea sunt cuvinte care se împlinesc în zilele noastre pentru cei care ascultă de cuvântul Domnului, pentru cei care răspund chemării lui la pocăință. Și cu aceasta mergem la partea de aplicații pentru viața noastră. Dragii mei, vreau să rămânem cu un cuvânt de cercetare din tot capitolul acesta. Domnul Dumnezeu spunea despre poporul său, mi-am întins mâinile toată ziua spre un popor răzvrătit care umblă pe o cale rea în voia gândurilor lui, spre un popor care nu contenește să mă mânie în față și care totuși zice, dă-te înapoi, nu te apropia de mine că sunt sfânt. Suntem și noi parte a acestui popor, suntem astfel de oameni. Am fost prinși de spiritul acesta, de duhul acesta al ipocriziei, al fariseismului religios. Suntem oameni care am trăit în răzvrătire față de Dumnezeu, față de cuvântul lui, care am umblat în voia gândurilor noastre.
Și vreau să vă mai spun încă o dată, Dumnezeu nu se uită la declarațiile noastre. Chiar dacă ar fi bazate pe texte din Scriptură scoase din context, nu contează că noi spunem și declarăm că suntem poporul sfânt, El se uită la realitatea profundă a inimilor noastre, la ceea ce vede în adânc, în viața noastră, la ceea ce dovedim în gândurile, în vorbele și în faptele noastre. Cum am fost noi în toată această perioadă de când ne-am întors la El? Am fost oameni care am ascultat de cuvântul Său, care ne chema la sfințenie, la trezire, la mijlocire, sau am fost oameni răzvrătiți, în timp ce totuși continuam să ne credem sfinți? E un cuvânt de cercetare. Ce va zice Domnul la sfârșitul călătoriei noastre, atât individual cât și ca popor al Său? Care va fi calificativul pe care îl vom primi? Și dacă am greșit, dacă am avut în viața noastră momente de răzvrătire, de neascultare, dacă nu ne-am împlinit menirea, suntem gata să reparăm aceste lucruri prin pocăință? Ce înseamnă pocăința, dragii mei? Nu întotdeauna e vorba doar de plâns, deși acesta este un lucru esențial. Ci pocăință înseamnă să-ți dai seama de drumul tău greșit, să te întorci de pe drumul greșit și să începi să mergi pe drumul cel bun. Aceasta este ceea ce face pocăința, repară lucrurile. Pentru un popor răzvrătit care totuși se numea sfânt, pocăința înseamnă că acest popor intră în ascultare de Dumnezeu și într-adevăr îi se potrivește acest cuvânt de popor sfânt. Vrem să fim un astfel de popor care să trăim după cuvântul Său în timpul acesta scurt care ne-a mai rămas. Dacă am fost în trecut răzvrătiți, dacă am trăit în neascultare, dacă l-am mâniat pe Dumnezeu trăind în voia gândurilor noastre, suntem gata să reparăm aceste lucruri prin pocăință, să începem să mergem pe drumul bun al ascultării, al sfințeniei, să facem parte din rămășița aceasta din vremea din urmă. Și cu aceasta vin la următoarea întrebare principală. Vom fi și noi cu adevărat parte acestei rămășițe credincioase de la sfârșitul veacurilor? Este tot mai mică această rămășiță. În țara noastră greu să o identifici, deși sunt oameni care trăiesc astfel. Vom fi și noi parte acestei rămășițe, noi cei din România, cei care ascultăm cuvintele acestea de ani buni, cei care înțelegem cum stau lucrurile din punct de vedere spiritual, cei care suntem aici și cei care ascultă aceste înregistrări în mod regulat de o bună bucată de timp. Vom fi robii Domnului, adică oameni care să ascultăm de El, să ni se aplice aceste cuvinte. Voi scoate o sămânță din Iacob și din Iuda, un moștenitor al munților mei. Aleșii mei vor stăpâni țara și robii mei vor locui în ea. Oameni care să ascultăm de El și să trăim în această țară a făgăduințelor, în care viața se duce prin credință și în care beneficiem de ploaia care vine de sus, de prezența și plinătatea Duhului Sfânt. Dragii mei, aceasta este viața pe care Domnul și-a dorit-o pentru ucenicii Săi. Să fim oameni care să trăim în ascultare de El, să beneficiem în mod continuu de plinătatea Duhului Sfânt. Să putem să aducem rod în felul acesta. Să se împlinească și cu noi cuvintele rostite prin profetul Isaia pe care le-am citit. De aceea așa vorbește Domnul Dumnezeu. Iată că robii mei vor mânca. Să fim oameni care să ne hrănim cu cuvântul lui Dumnezeu. Iată că robii mei vor bea, să ne adăpăm cu apele acestea vii care vin de la Duhul Sfânt. Iată că robii mei se vor bucura. Iată că robii mei vor cânta de veselă ce le va fi inima. Vom fi oameni care să trăim astfel, să se vadă lucrurile acestea în mod real de fiecare dată când ne strângem. De fiecare dată când se face o întâlnire între două familii sau chiar atunci când ne strângem ca popor al Domnului, ca adunare locală, să se vadă că este cântarea aceasta de laudă, că este bucuria aceasta de la Duhul Sfânt, că este prezența și lucrarea Duhului Sfânt. Dragii mei, aceasta face diferența. Nu că noi suntem extraordinari sau că am putea face niște lucruri pe care alții nu sunt în stare să le facă. Dacă ascultăm, Duhul Sfânt face diferența. Dacă ne pocăim, avem șansa ca El să își coboare prezența și să trăim în mod permanent sub ploaia aceasta binecuvântată a Duhului Sfânt. De câte ori dădea Dumnezeu ploaie în Israel când ei ascultau, chiar și în mod fizic, de fiecare dată când era nevoie. Este o realitate spirituală. Noi vom primi prezența și lucrarea Duhului Sfânt, plinătatea Duhului Sfânt, un nou botez, o nouă umplere, dacă vreți să o numim așa, de fiecare dată când vom avea nevoie. Aceasta este norma pentru biserica creștină, de care, din păcate, creștinătatea a uitat aproape complet.
Aceasta este norma pentru rămășița sfântă. Oameni care trăiesc în ascultare, care trăiesc în smerenie și care primesc un flux continuu al Duhului Sfânt, o ploaie la vreme, atunci când avem nevoie. Vom ajunge să trăim în felul acesta? Sau vom ajunge să se spună și despre noi, cum s-a spus despre poporul ales din vremea lui Isaia? Căci eu am chemat și n-ați răspuns. Am vorbit și n-ați ascultat. Ce ați făcut ce este rău înaintea mea și ați ales ce nu-mi place. Dragii mei, se fac astăzi alegeri. În vremea aceasta sunt alegeri pe care le facem fiecare dintre noi. Noi cei care suntem aici, cei care ascultăm aceste cuvinte, facem niște alegeri. Dumnezeu ne cheamă la pocăință. Să nu cumva să ajungă aceste cuvinte să rămână peste noi. Căci eu am chemat și voi n-ați răspuns. Am vorbit și voi n-ați ascultat. Ce ați făcut ce este rău înaintea mea și ați ales ce nu-mi place. Să alegem ce îi place lui Dumnezeu. Să alegem să renunțăm la căile noastre, la egoismul nostru, la viața aceasta pentru noi înșine. Să alegem ascultarea de Dumnezeu, predare în slujba sa. Să alegem să fim oameni care să trăim pentru El. Să fim cu adevărat parte acestei rămășițe sfinte. Să trăim această plinătate continuă a Duhului Sfânt. Dumnezeu încă mai cheamă astăzi și, așa cum am spus și data trecută, am impresia aceasta că poate aceasta este printre ultimele chemări, dacă nu ultima chemare pe care El o face poporului său. Întrebarea este câți din cei ce ascultă cuvintele sale vor răspunde prin ascultare și câtor oameni li se va potrivi această sentință pe care Domnul o spune cu tristețe, cu regret. Eu am chemat și voi n-ați răspuns. Am vorbit și n-ați ascultat. Mi-am întins toată ziua mâinile spre un popor răzvrătit. În capitolul 59 am citit că Domnul se mira de cei care alcătuiau poporul său de atunci. El vede că nu este niciun om și se miră că nimeni nu mijlocește. Vor fi oameni astăzi care să asculte aceste cuvinte, care să răspundă pozitiv acestei chemări, care să intre într-adevăr în lucrarea aceasta a lui Dumnezeu, care să se trezească, să se sfințească și să intre într-o mijlocire necurmată pentru cei ce pierd în jurul nostru. Am vorbit mai devreme că Dumnezeu lucrează în mod miraculos, supranatural, ca să aducă oameni din lumea aceasta, din țara noastră, la pocăință. Dragii mei, lucrarea aceasta va continua și va crește dacă vor fi oameni care să mijlocească. Să nu cumva să ajungem să fie peste noi acest cuvânt. El vede că nu este niciun om și se miră că nimeni nu mijlocește. Să spunem, nu, Doamne, noi vrem să fim oameni care să mijlocească, noi vrem să fim oameni care să trăim pentru Tine. Noi, cei care suntem popor al Tău astăzi. Dacă noi îl vom chema în curăție, dacă vom pune lucrurile în ordine, în ascultare de ceea ce El ne cheamă să facem, atunci se va împlini și făgăduința făcută rămășiței poporului său din vechime și pe care ne putem însuși fiecare în mod personal și toți ca și adunarea Domnului. Înainte ca să mă cheme, le voi răspunde. Înainte ca să îi sprăvească vorba, îi voi asculta. Dumnezeu este gata să facă aceste lucruri cu cei care ascultă de El, cu cei care intră în supunere și vor să-și îndrepte viața. Pentru astfel de oameni rămâne această făgăduință. Înainte ca să mă cheme, le voi răspunde. Înainte ca să îi sprăvească vorba, îi voi asculta. Vom vedea că aceste lucruri se împlinesc. Mulți oameni în trecut, în istoria aceasta creștină, l-au pus pe Dumnezeu la încercare și Dumnezeu chiar așa a făcut. El a răspuns rugăciunilor, El a trecut dincolo de ceea ce ar fi putut cineva să ceară sau să gândească. El este gata să facă la fel. Credem că El poate să facă mult mai mult decât putem noi să cerem sau să gândim, să ne imaginăm. Mari făgăduințe sunt puse înaintea rămășiței celor credincioși, chiar și aici pe pământ, înainte de a intra în slava eternă atunci când El va reveni. Avem un timp scurt, dragii mei, este foarte aproape ca Domnul să vină. Cum vom trăi acest timp? Vom fi în ascultare, vom fi în țara aceasta promisă, din punct de vedere spiritual, vom trăi sub binecuvântările lui Dumnezeu până când El va reveni? Sau ne vom vedea de drumul nostru, ne vom alege căile noastre și aceasta este o posibilitate și, din păcate, foarte mulți aleg să trăiască astfel. Cu toate acestea, Dumnezeu vorbește în continuare, vrea să trezească pe cei din poporul său. Sunt mari făgăduințe puse înaintea noastră.
Iar întrebarea este cum ne vom duce viața până când îl vom vedea pe El. Mă rog ca aceste cuvinte să găsească inimi care să fie roditoare, care să le primească, să se schimbe lucrurile în mijlocul poporului lui Dumnezeu și să fie rămășița mai mare decât este acum, cu mult mai mare decât cei care trăiesc în neascultare. Deocamdată, repet, nu este cazul, însă lucrurile se pot schimba. În primul rând, să se schimbe în viața noastră. După aceea ne rugăm ca El să treacă dincolo de tot ceea ce putem noi cere și gândi. Dumnezeu să se îndure în continuare de poporul Său, să se îndure de noi, să nu ne lase să mergem pe căile noastre, să nu ne lase fără cuvânt de cercetare din partea Lui. Mă rog să trăim astfel până când vom vedea fața Domnului Iisus, până când El va reveni. Domnul să vă binecuvinteze pe toți și să ne ajute să împlinim aceste cuvinte, să ne lăsăm cercetați de ele și în felul acesta să avem parte de o autentică trezire acum, la sfârșitul veacurilor. Amin.